Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Sunt Dorina Gerganov și vă invit să vedem împreună știrile prânzului pe TVR Moldova. A trecut un sfert de veac de la sângeroasele lupte pentru independență și suveranitate de pe malul Nistrului. Sute de oameni au murit pentru un ideal și astăzi Republica Moldova își amintește cu tristețe de eroii săi. Zeci de combatanți au pornit azi în marșul memoriei, comemorându-i astfel pe camarazii lor căzuți pe câmpul de luptă. Și-ar fi dorit ca după 25 de ani să se bucure de un mai mare respect din partea conducerii statului. Bătaie de joc. De ce? Pentru că cât s-a făcut, oamenii au pierdut, oamenii au pierdut și azi ce avem? Avem că Dodon se duce și se închină la rus. Autorizațiile sunt toți cu spatele la tot. La toți camarade de lupte care au luptat, care au mai sunt vii, mulți colegi, camarade, nu au polis de asigurare. Nu ne trag atenție. Am rămas așa ca nimănui. Pentru prima dată în 25 de ani, conducerea țării a depus flori separat de combatanți, dar și de toți cei care an de an comemorează eroii căzuți pentru independență. Eu personal, cred că nu numai eu, dar toți cei care au luptat în 92, am vrut să fim undeva mai departe, să fie o viață mai bună, o viață mai decentă, fiindcă asta a fost scopul nostru, să fim o țară liberă, să avem un trai decent, să fim o națiune, un popor unit. Până la moment, deci noi cei care am luptat în 92, primim câte 100 de lei lunar, un ajutor. În această zi, acum 25 de ani, a început conflictul armat de pe Nistru, care a durat 4 luni. Acordul de încetare a focului a fost semnat la 21 iulie 1992. Ulterior au început negocierile politice pentru reglementarea conflictului transnistrean. Încă o grădiniță nou-nouță, încă 42 de copii fericiți. La Cărpineni a fost inaugurată o instituție preșcolară redeschisă cu bani de la guvernul român. Grădinița din raionul Hâncești este doar una dintre cele peste 800 de grădinițe din Moldova renovate cu sprijinul financiar al României. Mai bine de două decenii au trebuit să treacă pentru ca grădinița Lăpușnița din satul Cărpineni să fie ridicată din ruine și să devină o instituție funcțională la standarde europene. Aproape 3 milioane de lei s-au investit în modernizarea educației copiilor din această localitate. De 16 ani noi nu am avut grădiniță în acest loc, adică zona asta nu era acoperită de nicio grădiniță. Copiii trebuiau să frecventeze grădinița făcând naveta de 7 km. Ambasadorul României la Chișinău a precizat că statul român va continua să sprijine educația preșcolară din Republica Moldova. Mă bucur să văd că investiția pe care Guvernul României o face în viitorul acestei țări este una care produce rezultate. Aceasta este una din cele 832 de grădinițe finanțate deja din granturile furnizate de Guvernul României. În astfel de investiții să oferim un viitor mai bun și o speranță tuturor. Tot ce vedeți este construit acum recent, pornind de la pereți, acoperiș, sisteme de încălzire, echipamentul. Noi avem speranța că în acest an o bună parte, circa 80% din această sumă de 3 milioane să fie administrată deja în anul acesta și să aducă impact și bucurie. Și cum inaugurarea a coincis cu prima zi de primăvară, ambasadorul le-a povestit copiilor legenda mărțișorului. Jurul acesta care este tot timpul împletit a început să învărim în alb și roșu, pentru că albul simbolizează dragostea, roșu simbolizează curajul, simbolizează sângele. Și în viață este întotdeauna
important să ai parte atât de dragoste, dar și de curaj. Ulterior, micuții și-au pus creativitatea la lucru și au creat felicitări pentru mame. Oficialii au contribuit și ei. Pentru renovarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova, guvernul de la București a alocat 26 de milioane de euro în două tranșe. România a virat încă 3 milioane de euro, bani alocați pentru modernizarea altor 80 de grădinițe. Intensificarea comerțului cu Uniunea Europeană nu se bazează numai pe hotărârile politice ale autorităților, dar și pe deciziile companiilor și consumatorilor autohtoni. Mai mult, intensificarea comerțului Republicii Moldova cu UE nu s-a desfășurat în detrimentul Federației Ruse și a Uniunii Economice Euroasiatice. Acestea sunt concluziile grupului de economiști din cadrul German Economic Team, care consultă Guvernul Republicii Moldova pe chestiuni de politică economică. Declarațiile au fost făcute în urma analizei de impact a implementării zonei de liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prezentând rezultatele studiului, experții germani au constatat că tendința de intensificare a comerțului cu Uniunea Europeană a început cu mai mult de 10 ani în urmă, până la semnarea zonei de liber schimb. Datele statistice demonstrează că, începând cu 2004, exporturile moldovenești către Uniunea Europeană au crescut anual în medie cu peste 10%, iar după semnarea acordului, Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova, însumând peste 65% din exporturi. Experții au precizat că intensificarea comerțului cu UE nu se bazează pe decizii politice artificiale, ci pe rezultatele companiilor și consumatorilor autohtoni. În plus, specialiștii germani au punctat că intensificarea comerțului cu Uniunea Europeană nu s-a desfășurat în detrimentul Federației Ruse și a Uniunii Economice Euroasiatice. Voldemar Walter, economist și unul dintre autorii analizei, spune că nu este necesar de a alege între comerțul liber cu Rusia sau Uniunea Europeană, deoarece zona de liber schimb este pe deplin compatibilă cu acordul de liber schimb existent cu Federația Rusă. Moldova ar trebui să aibă drept obiectiv asigurarea comerțului liber cu ambele părți. Potrivit experților, îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Federația Rusă și Uniunea Euroasiatică trebuie să constituie un obiectiv legitim al autorităților de la Chișinău, deoarece piața euroasiatică reprezintă 17% din exporturile totale ale Republicii Moldova. Echipa economică germană susține Guvernul Republicii Moldova în domeniul stabilizării dezvoltării economice și modelării proceselor necesare pentru reformele economice. Dacă nu ajung banii la buget pentru salarii mai mari, polițiștii își vor face parte din amenzile aplicate. Guvernul a decis că oamenii legii pot să beneficieze de un sfert din suma amenzilor pe care le aplică. Autoritățile spun că până să intre în vigoare această hotărâre, vor pune la punct și un regulament, astfel încât polițiștii să nu facă abuz de acest privilegiu. Inspectorii de patrulare, cei de sector, ofițerii de investigații, dar și toți polițiștii care pot aplica amenzi vor beneficia de 25% din suma sancțiunii. E mai ieftin decât să mărești salariul tuturor polițiștilor, dar în același timp e o stimulare financiară, măcar pentru o parte din ei, spune ministrul de interne. Va fi creată o comisie care trimestrial va decide cât și cui îi se va aloca în dependență de rezultatele acțiunilor agenților de constatare. Astfel, inspectorii vor primi 25% din amenzile aplicate timp de 3 luni, dar chiar și așa, procentajul nu trebuie să depășească salariul lunar al polițistului. Ministrul de interne promite că va sta cu ochii pe ei ca polițiștii să nu dea amenzi cu duiumul. Noi beneficiem din suma amenzilor și este vorba doar de oamenii, cetățenii noștri care încalcă legislația în vigoare. Nu este vorba despre o taxare necondiționată a conaționalilor noștri. Nu o să permitem ca agenții constatatori să facă abuz de acest instrument. Anul trecut, polițiștii au aplicat peste 200.000 de amenzi în sumă de peste 80 de milioane de lei. Camera Lordzilor a aprobat un amendament la legislația Brexit. Amendamentul se referă la protejarea drepturilor cetățenilor comunitari care trăiesc în regat înainte de ieșirea din UE. Votul reprezintă primul eșec pentru premierul May, care se pregătește să notifice oficial divorțul de Uniune la sfârșitul acestei luni. Decizia Camerei Lordzilor poate întârzia cu câteva zile calendarul anunțat, întrucât proiectul se întoarce în Camera Comunelor.
Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Nu pierdeți edițiile speciale ale emisiunilor Obiectiv Comun de la ora 17 și Punctul pe Azi de la ora 19, dedicate exclusiv comemorării celor 25 de ani de la sângeroasele lupte de pe Nistru. Noi ne revedem la ora 18 cu un nou buletin de știri. O după-amiază frumoasă vă doresc, pe curând!